Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Candidata partidului Șor, în adresa căreia sunt acuzații de corupere a alegătorilor, câștigă scrutinul pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, arată rezultatele preliminare anunțate de Comisia Electorală din regiune. După 30 de ani, Republica Moldova face un prim pas pentru retragerea din CSI, a anunțat astăzi președintele Parlamentului. Noi nu mai putem sta la o masă de discuții cu un stat agresor. Șoferul care a provocat cumplitul accident de ieri de lângă Băcioi, în urma căruia au murit 3 persoane, a urcat băut la volan, anunță poliția. Bărbatul a fost reținut. Președintele Turciei va fi ales în turul 2 după un prim tur de scrutin extrem de disputat. Niciun candidat nu a obținut peste 50% din voturi. Candidatul partidului Șor, Evgenia Guțul, asupra căreia planează suspiciuni de corupere a alegătorilor, câștigă scrutinul din autonomia găgăuză. Potrivit rezultatelor preliminare, ea a obținut peste 52% din voturi, devansând candidatul susținut de socialiști Grigori Uzun. Comisia Electorală din regiune anunță că toate voturile vor fi numărate până la ora 21, iar ulterior actele pentru validarea rezultatelor vor fi trimise la Curtea de Apel din Comrat, care trebuie să se pronunțe. Potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală de la Comrat, Evgenia Guțul, candidat din partea partidului Șor, liderul căruia este condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul furtului miliardului, ar putea fi noul bașcan al autonomiei găgăuze, acumulând peste 50% din sufragii. Candidatul socialiștilor, care se declara independent, a acumulat aproape 48% din voturi. De altfel, acesta și-a recunoscut deja înfrângerea, postând un mesaj scurt pe pagina sa de Facebook aseară, aproape de miezul nopții. Я уважаю выбор Гагаузского избирателя. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех жителей Гагаузской автономии, которые поверили в меня и мою команду. Отдельно хочу поблагодарить всю свою огромную команду. На данном этапе от дальнейших комментариев я воздержусь. Candidatul partidului Șor, în adresa căruia sunt acuzații de corupere a alegătorilor și alte încălcări admise în campanie, își celebrează victoria. Victoria de astăzi este victoria întregii autonomii găgăuze și începutul transformării acesteia într-un tărâm de vis, a scris Evgenia Guțul pe pagina sa de Facebook. Comisia Electorală din Găgăuzie anunță că toate voturile vor fi numărate până astăzi la ora 21, iar ulterior documentele cu rezultatele finale vor fi transmise la Curtea de Apel din Comrat pentru validare. Între timp, Guțul a început deja să ofere interviuri pentru presa de propagandă a Kremlinului. Ea a declarat pentru TASS că partidul Șor este un partid pro-rus și că optează pentru relații de prietenie cu Rusia, țară care a invadat Ucraina. Printre primii pași pe care își propune să îi facă în funcția de bașcan ar fi să deschidă o reprezentanță a Găgăuziei la Moscova, dar și să poarte negocieri pentru deblocarea exporturilor de produse agricole în Rusia, interdicție impusă de Moscova din cauza unor pretinse încălcări a reglementărilor de carantină. Victoria candidatului partidului Șor la alegerile din Găgăuzia este rezultatul indiferenței forțelor pro-europene față de această regiune, care nu s-au implicat pentru a face o altfel de campanie acolo. Este opinia unor reprezentanți ai opoziției extraparlamentare, care spun că nu-i miră acest rezultat, având în vedere că în ultimii ani formațiunea Șor a cheltuit sume enorme pentru scrutinele electorale. Marea provocare acum este relația pe care Chișinăul trebuie să o construiască cu noul bașcan, afirmă analiștii. Alegerile din Găgăuzia au fost mai degrabă o bătălie dintre Partidul Șor și Partidul Socialiștilor pentru a reprezenta interesele Moscovei la Chișinău și Comrat, consideră liderul platformei DA. Dinu Plângău se arată îngrijorat de rezultatul scrutinului. Sunt niște rezultate periculoase. Este rezultatul unei apatii din partea mesagerilor principale ai Integrării Europene de a face campanie acolo, de a discuta cu populația de acolo, care a primit special în ultima perioadă investiții foarte mari din partea Uniunii Europene. Iar liderul partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare susține că partidul Șor a reușit să obțină victoria datorită populismului și a unei strategii agresive cu care exploatează sărăcia populației. Această victorie la Comrat nu este deloc surprinzătoare, ci este consecința logică a impunității de care s-a bucurat acest partid, lipsa de instrumente pentru a le reteza surse de finanțare ilicită și lălăiala în care se găsește dosarul Șor,
timp de peste 7 ani. În această perioadă, Partidul Șor s-a extins, au utilizat sume exorbitante de bani și, evident, contestă în acest moment autoritatea și ordinea constituțională a Republicii Moldova. Partidul de guvernare nu s-a expus deocamdată, dar a precizat că va comenta rezultatul alegerilor după ce toate informațiile cu privire la încălcările admise în campania electorală vor fi verificate și va exista o decizie finală privind validarea scrutinului. Analiștii au vorbit în repetate rânduri despre pericolele care ar putea fi generate de Partidul Șor. Primele declarații care au fost făcute de către doamna respectivă care a fost aleasă nou Bașcan sunt foarte și foarte îngrijorătoare. De ce? Pentru că deci ea nu a început cumva cu îndeplinirea promisiunilor, cu construcția aeroportului, reduceri la prețul de gaz și electricitate, de toate aceste promisiuni sunt niște aiureli care nu vor fi îndeplinite niciodată. Dar ea a zis că eu o să deschid reprezentanța autonomiei gagauzierii la Moscova. Deci această cale este una foarte și foarte periculoasă. Deci nu este altceva decât o trezire a retoricii separatiste care cu propuneri care nu corespund legislației Republicii Moldova, care nu corespund cu statutul autonomiei, respectiv cred că este doar început. Tonalitatea cu care candidatul Partidului Șor abordează relația cu autoritățile centrale depășește atribuțiile sale constituționale, susțin analiștii. Conducerea nouă a autonomiei gagauze ar face bine tuturor dacă ei ar studia foarte și foarte atent situația geopolitică, situația în care se află Republica Moldova, riscurile geopolitice și nu va folosi autonomia gagauză și locuitorii săi, deci ca un fel de pion al Moscovei în subminarea situației din Republica Moldova. Nimeni nu va avea de câștigat. Probele adunate în dosarul coruperii a legăturilor din Găgăuzia, în care sunt cercetate persoane afiliate Partidului Șor, încă nu au ajuns în instanță. Procurorii anticorupție spun că mai au nevoie de timp pentru a le analiza pe toate. Cauza penală este complexă și nu se știe când dosarul ar putea ajunge pe masa judecătorilor, spun reprezentanții procuraturii. A fost acumulat un set de probe. Aceste probe urmează a fi verificate. Este un proces mult mai îndelungat în care necesită timp și resurse, în dependență de rezultatele date, deci se va decide asupra soluției care urmează a fi emisă. Dosarul este unul mult mai complex. Adjunctul interimar al procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, nu a putut să ne spună cât timp va dura investigația în dosarul deschis pentru coruperea legăturilor din Găgăuzia și când acesta va ajunge în instanță. Imediat după acumularea probelor, poliția a sesizat Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală din Comrat. Votul, da? Are obligația să verifici cele, deci, invocate de noi sesizare și să verifici dacă într-adevăr s-a respectat, deci concurentul electoral a fost, și deci, stafful lui, a fost respectat prevederile legale referitoare la campania electorală și dacă acțiunile care au fost descrise în sesizare și dacă sunt în opinia cehului suficient probate, a afectat sau nu corectitudinea alegerilor respective. Ieri, reprezentanții Comisiei Electorale din Găgăuzia, care au analizat sesizarea poliției privind încălcările admise de Partidul Șor, ne-au spus că nu e de competența lor să iau o decizie în acest sens. Acum o săptămână, în urma perchezițiilor efectuate în regiune, poliția a publicat interceptări ale discuțiilor telefonice dintre persoanele afiliate Partidului Șor, cercetate pentru coruperea alegătorilor. Деньги есть, как бы, но боимся подавать. Просто, как бы, этот, люди, которые, ну, которых плакаты висят, им бабки не дали, и тут, ну, получается, они могут потерять голоса свои, блин. Своим, чтобы все дома на всякий случай почистили, убрали, забрали. Только не пугали, хорошо? Я понял, но уже были у нашего партии. Reprezentanții Partidului Șor spuneau atunci că interceptările sunt trucate. Potrivit procurorilor, persoane din staful electoral al candidatului Partidului Șor ar fi primit până la 15.000 de lei pentru a convinge cetățenii să voteze în favoarea acestuia. Totodată, aceștia ar fi organizat transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare, ce ar fi acceptat bani din partea unui grup criminal organizat. Reprezentanții Partidului Șor, liderul căruia a fost condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară, au acuzat partidul de guvern de abuzuri. Reprezentanții PAS au spus că nu comentează declarațiile.
Continuăm cu alte subiecte. Șoferii care au mașini cu numere străine și au intrat în Moldova pe 1 ianuarie trebuie să știe că mai au la dispoziție o lună ca să-și scoată vehiculele din țară sau să și le înmatriculeze. În caz contrar, pot fi amendați. Mijloace de transport sunt stopate, este verificat dacă mijlocul de transport se află cu termenul de 180 zile respectat. Ce se întâmplă dacă termenul de 180 de zile este depășit? Aflați în jurnal când revenim cu detalii la acest subiect. Șoferul care ar fi provocat accidentul produs ieri în apropiere de Băciui, soldat cu 3 persoane decedate, era în stare de ebrietate. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit polițiștilor, vinovat de accident s-ar face șoferul unui Audi. Cumplitul accident a avut loc între localitățile Băciui și Răzeni. 3 persoane au decedat, fiind vorba despre pasagerii din Renault, 2 tineri de 24 și o tânără de 23 de ani. Șoferul din Renault și 2 pasageri din Audi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Responsabilii de acolo nu ne-au răspuns la telefon pentru a afla detalii despre starea acestora. După o pauză de 2 zile, Curtea Constituțională a reluat ședința la care examinează sesizarea Guvernului privind scoaterea partidului Șor în afara legii. Astăzi, avocații formațiunii au răspuns la întrebările reprezentanților executivului și ale judecătorilor. Magistrații mai au 2 zile la dispoziție pentru a se expune pe marginea sesizării. În debutul ședinței, judecătorii au examinat materiale video prezentate drept probe de partidul Șor, în mare parte fiind imagini din timpul protestelor organizate de formațiune. Ulterior, avocații partidului au răspuns la întrebările magistraților. Care este motivul că președintele partidului politic Șor nu se află astăzi în ședința noastră? Eu chiar aș fi rugat curtea ca să-i ofere posibilitate domnului președinte Lanșor să intre în discuții prin intermediul mijloacelor tehnice și în această situație vin cu o cerere ca să facem eventual o pauză, să stabilim dacă dânsul dorește și poate intra în discuții. El dorește și insist. Dacă curtea ne oferă asemenea. Întrebarea mea a fost alta. Dumneavoastră să-i explicați motivul de ce nu este în ședință fizic. La momentul de față, dumnealui nu se află pe teritoriul Republicii Moldova din mai multe considerente. Prima, asta e considerentul că este, viața lui este aici, pe teritoriul Republicii Moldova, în pericol. 2. La moment statul Israel examinează cererea, de 2 ori deja cerere de extradiție au fost respinse. Ulterior, avocații au răspuns la întrebările acordate de reprezentanții guvernului. Dacă partidul politic Șor a fost finanțat din fonduri, din furtul miliardului, așa numitul furt al miliardului. Vă rog, onorată curte, această întrebare urmează a fi scoasă, deoarece în sesizare nu a fost indicat că banii sustrași care au fost cheltuiesc de partidul Șoc provin din furtul miliardului. Și la ședința de astăzi a fost prezentă Marina Tauber, care acum se află în arest la domiciliu, fiind cercetată penal în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului Șor. Sesizarea pentru verificarea constituționalității partidului Șor a fost depusă de reprezentanții guvernului în noiembrie anul trecut. Formațiunea a declarat că aceasta este ilegală. Ședința de astăzi a fost a 4-a la număr în care magistrații Curții Constituționale examinează sesizarea. Până miercuri, judecătorii ar trebui să se pronunțe. După 30 de ani, Republica Moldova face un prim pas spre retragerea din CSI. Președintele Parlamentului susține că la prima etapă va fi denunțată Convenția Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente, iar ulterior se va renunța gradual și la alte acorduri. Șeful legislativului precizează că decizia a fost luată după mai multe discuții, inclusiv cu președintele Maia Sandu și cu șeful executivului Dorin Recean. În calitate de președinte al Parlamentului Republicii Moldova, după mai multe discuții cu cetățenii, în cadrul vizitelor din teritorii, după discuții în cadrul fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate, după consultări cu președinta Maia Sandu și reprezentanții guvernului, anunț că am luat decizia de a iniția procedura de retragere a Republicii Moldova
din acordul privind adunarea interparlamentară a comunității statelor independente. Guvernul urmează să pregătească o inițiativă legislativă privind denunțarea convenției cu privire la adunarea interparlamentară a statelor membre ale CSI din 17 martie 1998 și să o trimită Parlamentului, iar majoritatea PAS va vota pentru, spune Grosu. CSI este o organizație creată de Rusia pe ruinile URSS pentru a menține țările ex-sovietice în sfera sa de influență. Noi nu mai putem sta la o masă de discuții cu un stat agresor. Ce poate urma? Ce mai rău mai pot să ne facă ei oare nouă? Da, ei cred că ne-au făcut tot răul care au putut să-l facă până acum. Noi am spus-o clar, dorim și așa și o să facem, să fim parte dintr-o lume a păcii, dintr-o lume civilizată. Nu din lumea războiului, morții, sărăcii și agresiunii. Șeful legislativului a declarat că Moldova nu vrea să facă parte din planul Kremlinului de refacere a Uniunii Sovietice și că acest acord nu a adus niciun beneficiu pentru țara noastră, în special în ultimii ani. Aflarea Republicii Moldova în structurile CSI nu ne-a ajutat să rezolvăm conflictul transnistrean, nu ne-a ajutat să scoatem armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova, nu ne-au ferit de embargouri economice în cele mai complicate vremuri. Aflarea în CSI nu ne-a ferit de șantajul energetic în plină iarnă. Reacțiile de la Moscova nu au întârziat să apară. Imediat după anunțul făcut de Igor Grosu, unii oficiali ruși s-au dat cu părerea, spunând că această decizie este un joc politic al conducerii de la Chișinău, iar alții susțin că retragerea Republicii Moldova din CSI va provoca pagube economice țării noastre. Comunitatea Statelor Independente a fost creată la sfârșitul anului 1991, imediat după destrămarea Uniunii Sovietice. Inițial din comunitate făceau parte toate statele ex-sovietice, în afară de cele trei țări baltice, Estonia, Letonia și Lituania. Ulterior, structura a început să-și piardă influența. În 2008 s-a retras Georgia, iar în 2014 Ucraina. Cele două state au părăsit CSI după ce au fost atacate militar de către Rusia. Prim-ministrul Dorin Nărăcean este invitatul emisiunii În profunzime din această seară. Lorena Boxa va discuta cu premierul despre provocările legate de alegerile din autonomia găgăuză, reforma justiției, precum și ce a reușit premierul să facă în 100 de zile de guvernare, analizând prioritățile anunțate la depunerea jurământului. Emisiunea începe imediat după jurnal și va fi difuzată live și pe site-ul protv.md. Mașinile cu numere străine nu pot circula pe drumurile din țara noastră mai mult de 180 de zile într-un an. După ce va expira termenul, vehiculele care vor fi identificate de polițiști vor fi duse în vamă, iar proprietarii acestora vor trebui să le scoată din țară. Altfel, deținătorul va fi amendat și va trebui să achite taxa de import. Având în vedere că în curând expiră termenul de 180 de zile, serviciul VAMAL a venit cu mai multe detalii în acest sens. A fost luată decizia ca Republica Moldova să alinieze prevederilor legale a Convenției de la Istanbul, care prevăd că mijloacele de transport străine se pot afla pe teritoriul unui stat străin o perioadă de 180 zile, în perioada 12 luni consecutive. Astfel, pentru cei care au intrat în Moldova la 1 ianuarie și nu au mai părăsit teritoriul țării noastre, termenul expiră în luna iulie. Șeful serviciului VAMAL ne-a spus cum vor fi amendați cei care vor depăși termenul de ședere. Primul filtru este la momentul traversării frontierei. Adică avem un sistem informațional automatizat care, la traversarea frontierei, atât pe sensul de intrare sau de ieșire din țară, sistemul menționează sau emite un mesaj în atenționarea funcționarului VAMAL despre faptul că acest mijloc de transport se aflat o perioadă mai mare de 180 zile pe teritoriul țării. Ceea ce înseamnă că mașina nu va putea intra în Republica Moldova. O altă modalitate de a-i depista pe șoferii care încalcă termenul de ședere sunt inspectorii de patrulare. Mijloace de transport sunt stopate, este verificat dacă mijlocul de transport se află cu termenul de 180 zile respectat sau termenul este mai mare. Și în cazul că termenul este mai mare, aceste instituții care eu le-am menționat sunt obligate să escorteze acest mijloc la cel mai apropiat post VAMAL sau birou VAMAL sau să le scoată din țară. Cei care vor fi prinși că au încălcat termenul de ședere vor primi o amendă de 4.500 de lei cu posibilitate de a o achita în jumătate timp de 72 de ore și vor fi obligați ca timp de 30 de zile să-și scoată mașina din țară. În cazul în care nu a făcut acest lucru și a fost prins din nou de poliție, acesta este obligat să-și înmatriculeze automobilul în țara noastră. Potrivit serviciului VAMAL, anul trecut în Republica Moldova au fost vămâite circa
40.000 de mașini. De 3 ori mai puține automobile au trecut prin această procedură de la începutul acestui an. Astfel, din ianuarie și până în prezent, numărul mașinilor vămuite în Republica Moldova se ridică la circa 14.000. Noile modificări la codul vamal au fost aprobate de Parlament în decembrie anul trecut, iar proprietarii de mașini înmatriculate în alte țări au organizat proteste la Chișinău, arătându-și nemulțumirea. Până în acest an, mașinile cu numere străine puteau rămâne în țara noastră pentru o perioadă de până la 3 ani. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se află într-o vizită surpriză în Marea Britanie după ce aseară a ajuns la Paris, unde s-a întâlnit cu Emmanuel Macron. În ultimele zile, Zelensky a avut întâlniri cu mai mulți lideri occidentali, el vizitând Italia, Germania, Franța și Regatul Unit. Mai multe despre turneul său european aflați în jurnal. Ucrainenii avansează în Bahmut, reușind să mai cucerească o parte din pozițiile rușilor. Moscova susține că nu a pierdut niciun metru de pământ, a pierdut însă doi dintre comandanții săi, care au fost uciși ieri în bătăliile din Bahmut. Azi dimineața, armata rusă a bombardat regiunea Herson, dar și localitatea Avdiivka de pe linia frontului, ucigând 4 persoane. Pe frontul din Bahmut, luptele nu contenesc o clipă. Potrivit Kievului, forțele ucrainene au capturat peste 10 poziții rusești de la periferia orașului Bahmut. În 3 zile de contraatacuri, ucrainenii au eliberat peste 16 km pătrați de teritoriu, iar odată cu aceste victorii, mai mulți soldați ruși au fost luați prizonieri, potrivit oficialilor de la Kiev. Moscova susține că atacurile forțelor armate ucrainene au fost respinse. În ultimele 24 de ore, rușii au lansat 84 de atacuri asupra orașelor și satelor din regiunea Zaporojie, aproape de linia frontului. În replică, ucrainenii ar fi atacat pozițiile rușilor din regiune, fiind difuzate doar secvențe audio. De altfel, regiunea Zaporojie, parțial ocupată de ruși, s-ar afla pe harta contraofensivei ucrainene. Statul major de la Kiev a publicat un video sugestiv în care arată mai multe trupe care se pregătesc să recucerească Zaporojie. De pe celălalt mal al râului Nipru, rușii au lovit în această dimineață una dintre instituțiile de învățământ din Herson. Clădirea a fost grav avariată, dar nimeni nu a fost rănit. La rândul lor, rușii spun că armata Ucrainei a lovit azi dimineață regiunea Lugansk, avariind fosta școală de aviație militară din oraș, fără a provoca victime. Presa rusă scrie că ucrainenii ar fi folosit în atac o rachetă cu rază lungă de acțiune Storm Shadow, primită recent de la britanici. Între timp au apărut noi imagini îngrozitoare din timpul atacului de vineri asupra orașului Hmelnitsk, când rușii se pare că au lovit un depozit de rachete și muniție al ucrainenilor. Detonarea armamentului a provocat o explozie asemănătoare cipercelor nucleare. De altfel, Ministerul Rus al Apărării a publicat azi imagini cu lansarea rachetelor Iskander asupra infrastructurii Ucrainei. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, valurile din ce în ce mai dese de atacuri cu drone și rachete rusești fac probabil parte dintr-o nouă campanie aeriană a Moscovei, care are ca scop degradarea capacității ucrainenilor de a desfășura operațiuni de contraofensivă pe termen scurt. Forțele rusești au efectuat cel puțin 10 serii de lovituri pe întreg teritoriul Ucrainei, începând cu 19 aprilie. Președintele Ucrainei a cerut azi din nou o decizie pozitivă privind aderarea Ucrainei la NATO la summitul de la Vilnius. În replică, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că toți aliații vor să vadă Ucraina în NATO, precizând că despre aderare se va discuta doar dacă ucrainenii vor învinge Rusia. Ucrainenii vor ca la summitul din iulie de la Vilnius alianța să convină asupra unei foi de parcurs pentru aderarea Ucrainei la NATO. Прибрати найбільшу безпекову невизначеність в Європі, тобто ухвалити позитивне політичне рішення про членство в НАТО. Це варто зробити вже на липневому саміті Альянсу. Це буде
вчасний сигнал. Mesajul lui Volodymyr Zelensky de la summitul pentru democrație de la Copenhaga se pare că a fost înregistrat înaintea turneului său din Europa, el fiind azi la Londra. La același summit, secretarul general al NATO a declarat că Ucraina va deveni membră, însă nu are niciun sens să se discute când și cum, dacă nu învinge război. Ukraine prevails as a sovereign independent nation in Europe, that there is any meaning in discussing when and how Ukraine can become a member of the alliance. Stoltenberg a declarat că obiectivul principal al NATO în acest moment este să se asigure că Ucraina va învinge Rusia. Kievul cere de ani de zile să adere la NATO. La începutul invaziei ruse, Kievul se declarase de acord să renunțe la ambiția de a mai adera, dar în septembrie 2022, după 7 luni de război, a depus o cerere de admitere regim de urgență, deoarece în alianță vede singura garanție reală a securității sale împotriva Moscovei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky își continuă turneul în Europa pe care l-a început sâmbătă. De la Berlin, el a ajuns noaptea trecută la Paris, unde a fost întâmpinat de omologul său. Iar în această dimineață a făcut o vizită surpriză la Londra, unde premierul britanic a anunțat că va livra Ucrainei sute de rachete antiaeriene și drone cu rază lungă de acțiune. Liderul de la Kiev a ajuns în Londra cu un elicopter blindat. El a fost întâmpinat imediat de premierul britanic Rishi Sunak. Zelensky a aterizat în nord-vestul capitalei britanice la reședința de la Chequers, unde a avut o mică excursie pe teritoriul acesteia alături de Sunak. Your leadership, your country's bravery and fortitude are an inspiration to us all. I look forward to us discussing what more we can do to support you and your country. Cu puțin timp înainte ca Zelensky să aterizeze la Londra, premierul Rishi Sunak a anunțat că Marea Britanie va livra Ucrainei sute de rachete de apărare aeriană și alte sisteme aeriene fără pilot, inclusiv drone de atac cu o rază de acțiune de peste 200 de kilometri. Liderul ucrainean a ajuns la Londra de la Paris noaptea trecută și a fost primit de Emmanuel Macron pe treptele Palatului Élysée. Apoi a urmat o cină de lucru la care cei doi lideri au discutat pe mai multe subiecte, cum ar fi nevoile urgente umanitare și militare ale Kievului. În plus, Macron a anunțat că în următoarele săptămâni Franța va antrena și va echipa mai multe batalioane cu 10 de vehicule blindate ușoare. De altfel, Zelensky a avut un weekend plin. Sâmbătă s-a întâlnit la Roma cu premierul și cu președintele Italiei, dar și cu Papa Francisc. Ieri, la Berlin, a fost primit de omologul său german, dar și de cancelarul Olaf Scholz. În Germania, Zelensky a primit premiul Carol cel Mare, rezervat personalităților care promovează cel mai mult unitatea europeană. În timpul ceremoniei, premiul a căzut, iar președintele ucrainean a ironizat momentul. Da, Russians. Turneul european al lui Zelensky survine în contextul în care armata ucraineană se pregătește pentru o ofensivă de primăvară. În timpul acestuia, Germania a anunțat cel mai mare sprijin militar de aproape 3 miliarde de euro, iar Italia și Franța au promis că își vor concentra eforturile pentru a sprijini capacitățile de apărare aeriană ale Ucrainei. După ce și-a petrecut 4 luni în captivitate, un șoim care a fost adus la grădina zoologică din capitală după ce a fost rănit, a fost lăsat în libertate. Pasărea a suferit un accident, bănuim și cel mai probabil a fost un contact cu un tir sau cu o mașină voluminoasă. În grija angajaților de la zoo mai sunt un șoim cu aripa fracturată și câteva bufnițe care vor fi și ele eliberate. Revenim cu imagini imediat. Președintele Turciei va fi ales într-un al doilea tur de scrutin, dat fiind faptul că niciunul dintre candidați nu a obținut peste 50% din voturi. Scrutinul va avea loc pe 28 mai. Președintele Erdogan a câștigat Parlamentul în ciuda așteptărilor contrare și a obținut rezultate mult mai bune în primul tur de scrutin prezidențial decât au prezis sondajele. Rezultatele preliminare ale alegerilor prezidențiale de ieri din Turcia au indicat că președintele în exercițiu, Recep Erdogan, a obținut 49,51% din voturi. Marea speranță opoziției turce, Kemal Kılıçdaroğlu, a primit aproape 45% din voturi, deși în ultimile sondaje era dat ca învingător din primul tur. Vorbind în fața susținătorilor din Ankara, Erdogan a declarat că va respecta decizia națiunii în cazul în care cursa va ajunge la un al doilea tur de scrutin.
milletimize önümüzdeki 5 yıl boyunca hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz. Rivalul lui Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, a transmis că voința de schimbare va fi mai mare de 50% în turul 2. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. Sinan Ogan, candidatul naționalist la președinția Turciei, care a obținut 5,21% din voturi, a declarat că îl va susține în turul al doilea pe principalul candidat al opoziției, Kemal Kılıçdaroğlu, doar dacă acesta va accepta să nu ofere concesii partidului pro-curd. Alegătorii curzi, care formează 15-20% din electorat, au un rol crucial în alegerile din Turcia. Prezența la vot a fost masivă, de 88%, dar de subliniat că în Turcia prezența la vot este obligatorie prin lege. Analizând rezultatele primului tur, observatorii politici spun că Erdogan se confruntă cu cel mai mare test al carierei sale și că Kılıçdaroğlu are o șansă reală de a-l învinge în turul 2. Ei spun că votul reflectă nemulțumirea populară față de situația economică și socială din Turcia și dorința de schimbare după 2 decenii de domnia lui Erdogan. Thailandezii au aplicat o înfrângere usturătoare generalilor aflați la putere de aproape 10 ani, asta după ce un număr mare de alegători au votat pentru 2 partide de opoziție pro-democrație, pregătite să negocieze pentru a forma o coaliție de guvernare. Milioane de alegători s-au prezentat la urne pentru un scrutin marcat de respingerea prim-ministrului în exercițiu, care a ajuns la putere după o lovitură de stat în 2014, legitimat ulterior în 2019 de niște alegeri controversate. Partidul Move Forward, a cărui retorică progresistă reflectă protestele masive din 2020, este bine plasat pentru a deveni principala forță în următorul parlament. Pe baza numărării buletinelor de vot în 97% din secțiile de votare, Move Forward este pe primul loc cu peste 13,5 milioane de voturi. People of Thailand have already spoken their wish and I am ready to be the prime minister for all, whether you agree with me or you disagree with me. Într-un regat în care intervențiile armatei și ale justiției au perturbat adesea procesul democratic, observatorii se tem de un scenariu care ar limita alternanța atât de așteptată în beneficiul militarilor. Pe locul al doilea s-a clasat partidul de opoziție condus de fiica fostului prim-ministru în exil, care a câștigat 10,3 milioane de voturi. Rezultatele oficiale finale vor fi făcute public peste câteva săptămâni. După ce presa a publicat un șir de articole precum că președintele Alexandru Lukashenko ar fi bolnav și că este internat în spital, acesta a apărut azi în public. Biroul său de presă a publicat o fotografie precizând că Lukashenko se află în vizită la armată. În singura fotografie difuzată de presa de stat din Belarus, Lukashenko apare îmbrăcat în haine militare în timp ce ascultă un raport. Cu toate acestea, se vede că mâna stângă este bandajată. În fotografia de la parada de la Moscova, unde s-ar fi simțit rău, acesta avea un bandaj pe mâna dreaptă. De altfel, Lukashenko nu a mai apărut în public după evenimentele dedicate zilei de 9 mai. El nu a participat nici ieri în premieră la Ziua Drapelului, amplificând speculațiile că este bolnav. Александра Григорьевича Лукашенко по случаю празднования Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Potrivit postului de știri al opoziției Euroradio, Lukashenko ar fi ajuns la spital sâmbătă seara, timp în care accesul la clinică a fost închis, iar drumurile către aceasta au fost păzite de forțe înarmate. Jurnaliștii scriu că ar fi vorba de probleme cardiace și endocrinologice. Biroul de presă al lui Lukashenko nu a făcut până acum niciun comentariu cu privire la starea de sănătate a acestuia. A fost o noapte albă pentru suporterii grupării FC Barcelona. Formația catalană și-a asigurat matematic titlul în La Liga după o pauză de 4 ani. Iar în țările de jos, campion a devenit Feyenoord. Fanii clubului din Rotterdam au pregătit un banner imens de peste 500 de metri și au felicitat echipa. Un alt meci din campionatul olandez a fost suspendat după ce microbiștii au aruncat fumigene pe teren. Aflați de ce au protestat aceștia la știrile din sport.
După ce și-a petrecut 4 luni în captivitate, acum a devenit liber. Un șoim care a fost adus la grădina zoologică din capitală după ce a fost rănit, a fost lăsat în libertate. În grija angajaților de la zoo se mai află un șoim cu aripa fracturată, dar și câteva bufnițe pitice. Acest șoim a fost găsit de o familie pe traseu fiind rănit, așa că oamenii l-au adus la grădina zoologică pentru îngrijiri. Această pasăre a fost adusă la noi circa 4 luni în urmă. Pasărea a suferit un accident, bănuim și cel mai probabil a fost un contact cu un tir sau cu o mașină voluminoasă. Noi i-am acordat toate îngrijirile necesare. Este ptiță, caniuc obicnovenă, un широко распространен в Молдавии. Приносит очень большую пользу, потому что питается в основном мышами полевыми. Для полей очень хорошо. În grija angajaților de la zoo mai sunt un șoim cu aripa fracturată, lovit și el de un vehicul, și aceste bufnițe pitice. Ele au fost aduse la grădina zoologică acum un an. Este cea mai mică bufniță care trăiește pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste păsări la fel au fost aduse de populație. Cred că cel mai probabil aceste păsări au fost căzute la timpul lor din cui. Aceste păsări necesită anumite condiții speciale pentru eliberare. Noi trebuie să le eliberăm seara, ca să nu fie vânate de ciori. Îngrijitorii acordă o atenție specială și celui mai bătrân urs de la zoo. Iar acest urs brun este cel mai longeviv mamifer de la grădina zoologică. Are 30 de ani, asta în condițiile în care în sălbăticie un urs trăiește în medie 18 ani. Din cauza vârstei înaintate a acestui animal, acesta coboară destul de rar spre vizitatori. Dar în fiecare dimineață vizitează zona panoramică, inclusiv zona în care este amenajat un lac, se scaldă în el, face proceduri, ca și orice animal și o persoană bătrână preferă liniștea și singurătatea. În prezent, la grădina zoologică sunt peste 1100 de viețuitoare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Boxa. Invitatul din această seară este premierul Dorin Recean. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022-213645, iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!